acești oameni care trăiesc temporar sau poate unii deja intenționează să rămână definitiv în afara țării, sunt seminii noștri și sunt o sursă de dezvoltare foarte importantă pentru țară. Ei în ultimii ani au transferat fonduri, au transferat capital în România și au făcut investiții extrem de importante. Noi am dorit ca acest flux de aport, de know-how și de inițiativă antreprenorială să se intensifice și să se dezvolte. Aceasta ar fi o ancoră importantă pentru România, o ancoră importantă de dezvoltare. Diaspora noastră, să spunem, este ancora noastră occidentală. S-a dovedit în diverse etape istorice, începând de acum câteva sute de ani, că acești oameni care au studiat în afară sau care au avut afaceri în afară sau care au trăit o parte în afară și au rămas în legătură cu patria, au avut un aport important la dezvoltarea României. Nu mai mult de 1848, eu cred că au fost cam 100 de oameni care s-au întors de la Paris și care au, să spun așa, au pus bazele României occidentale atunci. Nu mai mult de 100 de oameni. Acum sunt într-o altă etapă istorică. Perspectivele nu sunt pentru România. România este ancorată într-un spațiu occidental, avem o economie de piață, dar sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Noi considerăm că acești oameni, seminii noștri care trăiesc în afara granițelor, ar putea să aibă o ocazie importantă în următorii 5 ani de a se repatria și de a dezvolta în România afaceri de succes. Ei deja sunt deținători de know-how, cum am spus, deja au interacționat cu o cultură de business solidă și credem că e timpul să le întindem o mână în mod serios și organizat și lansăm acest mesaj către mai multe organizații din România preocupate de acest lucru. Lansăm acest mesaj și către guvern. Guvernul ar trebui să fie preocupat. Este o sursă de creștere economică și o sursă de dezvoltare a României. Este important ca guvernul să fie preocupat și să facă pași concreți în această direcție. Prin exemplu nostru personal, adică noi, personal, un grup de oameni, o să mergem acolo, o să interacționăm în mod direct, o să prezentăm oportunități și o să încercăm să-i convingem. Prima conferință va fi la Torino, în 22, următoarea la Milano, în pavilionul, chiar în pavilionul României la expoziție. Vom încerca să interacționăm cu câteva sute de români de acolo și să ducem acest mesaj, să ne îmbunătățim mesajul și apoi să revenim cu alt șir de conferință. Nu este un proiect pe termen scurt, este un proiect pe termen foarte lung. Știm că nu este simplu, dar am început deja și sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu să reușim să facem cât mai multe lucruri bune.